Secrete de familie. Episodul 3. Petrecerea. Ah, băi, cred că a venit verișor, mai că se deschide așa. O, sărumâna. Haide, intră, te rog frumos. Băi, vă rog eu frumos, la mulți ani toată lumea. Cristina, o știți pe Cris, verișoara mea, salut. Bună, hai să-i spune și la mulți ani, vă rog eu frumos, a fost acum ziua e, pe bune, a făcut 35, da? 35. Hai, pe bune, intră. Dar termină, că nu-i petrecerea mea. Băi, ce bine că ai venit. Nu mai știam chiar nimica de tine. Și am zis, ia să sun eu mă și pe verișoara mea, că poate vine și ea cu noi. Acum ajunge și Marius. Tu-l știi pe Marius, nu? Chiar aici eram. Eu stăteam unde stau acum, iar Chris lângă mine. Seara începuse bine. Nici eu nu mai ieșisem de nu știu când și nici pe Chris nu o mai văzusem de mult. Țin foarte mult la ea, e ca sora mea mai mică. M-am crescut practic împreună. Dar na, oamenii merg în direcții diferite. Și acum, uitam așa cu coada ochiului la ea, era mișto, parcă nici nu mai recunoșteam pe fetița aia speriată de la 20 de ani. Normal că ne mai văzusem, dar mai mult așa accidental. La un moment dat, mi se păruse chiar că mă evită. Când am auzit că ajunge și Marius, primul impuls a fost să-mi strâng lucrurile și să mă car. Am luat o gură de bere, am tras aer în piept și am rămas. S-a schimbat la față când a auzit că vine și Marius. M-am schimbat la față când am auzit de Marius. După am înțeles, totul a devenit clar. Chiar și de ce mă evitase toți anii ăștia. Dar atunci, habar nu aveam ce o apucase. Vara mea, ce-ai pătit? Ești ok? A venit Marius și s-a salutat cu toată lumea. A dat noroc cu Vărmiu. O mai știi pe Chris. Venea pe la noi când era mică. Când m-a prezentat Alex, Marius n-a zis nimic. M-a privit scurt și apoi a continuat ca și cum n-aș fi fost acolo. Sincer, nu am băgat de seamă. Am zis că e doar nesimțit, că ar putea să spună și el salut. Pe Chris, da, am observat-o. Părea așa tulburată, dar na, nu mi-am bătut capul, știu eu ce o apucase. Am mai adus chestii de ronțăit, niște beri din frigider. Cineva a deschis o sticlă de vin. Marius a zis că nu bea, că e cu mașina. Vară mea, ce ți-aduc? Nimic, sunt ok. La un moment dat, Chris s-a ridicat și a mers la laptop. A oprit muzica. Cineva a întrebat de ce a oprit-o, iar Chris a zis suficient de tare astfel încât și cei care vorbeau să devină atenți. Vreau să vă povestesc ceva. Au tăcut. Eu eram înghețată. Îmi tremurau picioarele. M-am dus la masă și m-am așezat în fața lui Marius. Chiar am rugat un tip să mă lase să stau în locul lui. Inițial doar a stat jos, în fața lui Marius, privindu-l insistent tot timpul cât a vorbit. Cea mai frumoasă noapte din viața mea. Toată ziua mă pregătisem numai pentru asta. Ce toată ziua? Eram de vreo săptămână de când Alex îmi propusese să merg cu ei, numai la asta mă gândisem. Era practic primul meu revelion de când eram în București, da? Și mă tot gândeam cu ce să mă îmbrac, cum împrim părul, dacă să mă fardez, cum mă fardez. Îmi amintesc că aveam un colier care mie îmi plăcea foarte mult și aș fi vrut neapărat să-l port. Dar îl împrumutasem unei prietene și nu știam ce să fac, dacă să mă duc să-l iau sau nu, adică era o dilemă maximă. Mă rog, atunci era o noapte geroasă și înăuntru era foarte mult haos și aglomerație și eu abia mi-am găsit masa rezervată. Nu știam pe nimeni, așa că stăteam aproape nemișcată, imaginându-mi probabil că sunt invizibilă. Citisem meniul de 100 de ori, îl știam pe de rost. Vă dați seama, ea vorbea așa ca și cum ne spunea o poveste. Urmăream cu toții, deși, na, când sunt așa în grup, oamenii nu prea au răbdare să monopolizeze unul singur seara. Chiar și eu mă gândeam când o să termine, dar nu-mi venea să o întrerup. Și la un moment dat a venit Marius. S-a așezat lângă mine
Ce faci? Cum te cheamă? Da, pe tine? A, tu ești verișoara lui Alex, nu? Chestii de-astea. A, e studentă, nu? Mă, tu ți-au ceva de băut? Ți-aduc... A, nu cred că bei ceai. Nu poți bei ceai de Revelion. Nu se poate. Un gin tonic, un Campari oranj, un ceva mai tare, mai, nu? Hi-hi-ha-ha! Mi-a început să-mi placă de el. Adică dacă pleca la Budă sau la bar, abia așteptam să se întoarcă. Băi, nebunule, ce-ai făcut tu, mă, cu verișoară mea? Nu mi-a răspuns. Dar nu asta m-a alarmat, ci că se schimbase la față dintr-o dată. Și la miezul nopții, când toți s-au repezit să iasă, m-a prins de mână. Că de ce să ne înghesuim? Hai să mai stăm puțin. Și în timp ce mă conducea printre mese, am simțit cum strânsoarea devine mai puternică. Dar n-am înțeles. Decât când am ajuns în dreptul Budelor. Mișcă. Aici Marius s-a ridicat, mi-a întins mâna, salut și a plecat. Mă gândeam că acum Chris o să se oprească. Era evident că pentru el făcuse tot show-ul. Toți ceilalți deveniseră interesați, deși și eu simțeam așa o stânjeneală. Adică începeam să intuiesc ce spune vara mea. Mișcăm pula mea. Apleacă-te, ce aștepți, invitație specială? Vezi, poate mă muștea dracu panoramă. Nu se auzea aproape nimic de afară. Niște râsete îndepărtate, voci, bombe, artificii, unii cântau mulți întrăiască. Băi, nu știu, poate că lucrurile astea ar trebui spuse pur și simplu la momentul potrivit. E, uite că eu am considerat asta ca fiind momentul potrivit. Ați ascultat Secrete de familie. Episodul 3. Petrecerea. Au interpretat Carmen Florescu, Alex Fifea. Text și documentare Elena Vlădăreanu. Muzică originală și ilustrație muzicală Miron Ghiu. Sound design Petre Fall. Visuals Liliana Basarab. Regia Robert Bălan. Un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.